Bună ziua și bine v-am găsit din nou pe startup.ro, fie că ne citiți pe site, fie că ne urmăriți pe YouTube sau ne ascultați podcasturi. Iar astăzi vreau să discutăm cu un antreprenor pe care am urmărit multă vreme, despre care am tot povestit și a făcut lucruri interesante. Iar ultima veste a fost o investiție din partea European Innovation Council Accelerator de peste 9 milioane de euro și este vorba de Cornela Mariei, fondator dotrumen.com, un dispozitiv care ajută persoanele nevăzătoare să înțeleagă mai bine lumea. Vom afla mai multe despre Rumen de la Cornel. Salutare! Salut! Salut și bună dimineață! Nu știu ce este afară. Da, într-adevăr, noi discutăm acum pe 20 decembrie, ora 11 și un sfert dimineața. Cornel, despre tine, cum spuneam, am tot aflat vești și înainte de a vorbi des despre Rumen ca inovator în cadrul unei companii mai mari, Continental, ai fost premiat la Global Business Hall of Fame. Rumen a primit și Red Dot Luminary Award, să spunem supranumit așa, un Nobel pentru design, acum o investiție din partea European Innovation Council. Dar hai să începem un pic pentru cei care nu te cunosc atât de bine. Spune mai multe despre tine și în contextul acesta al Rumen. Sigur, și mulțumesc mult. Într-adevăr, colegii au reușit niște lucruri incredibile. Îmi pare rău că i-am ținut eu din muncă, după cum s-a văzut anul acesta. Despre mine, mă cheamă Cornel, la asta deja știați. Am făcut recent 28 de ani, nu mai sunt tânăr. Și m-am născut într-o familie puțin diferită. Mai specific, m-am născut într-o familie în care ambii mei părinți și sora mea sunt persoane cu dizabilități, ceea ce înseamnă că am crescut într-un mediu puțin diferit, ceea ce înseamnă că am avut acces la alte resurse, la alte posibilități, față de cel puțin oamenii pe lângă care am crescut în viața academică. Și asta m-a ambiționat foarte mult să construiesc lucruri, m-a ambiționat foarte mult să fiu curios și inevitabil la curiozitate ajungi la diversitate la creativitate, creativitate la inovație și m-a făcut să îmi placă foarte mult să construiesc lucruri ce ajută. Și cam asta e foarte pe scurt despre mine. M-am născut în București, am locuit în București o vreme, în Bucovina altă vreme, după care am plecat în Germania, care am împlinit 18 ani. După vreo 5-6 ani m-am mai întors și prin țară și vă salut din Cluj. Menționai mai devreme de Rumen, ca un dispozitiv care ajută persoanele nevăzătoare. Știu că ai pornit proiectul cumva din facultate, era tot evoluat. Da. Până în stadiu care e astăzi. It's a very interesting story, ca da, să zic așa. Te rog, hai să povestim oamenilor. Hai să încep un pic cu o problemă, după care cu problema din spate și după trec un pic la și povestea lumea exactă. Azi e 40 de milioane de nevăzători, numărul crește la 100 de milioane până în 2050 și dacă ne uităm la ce soluții există pentru ei, există soluție pentru o grămadă din provocările pe care ei le au. Dar când vine vorba de mobilitate, de a te deplasa, de a te deplasa în siguranță, de a merge într-un loc cunoscut sau un loc nou, ai aceleași două soluții care au mii de ani. Și aia este câinele ghid sau bastonul pentru nevăzători. Câinele ghid e o soluție bună, cel puțin prin funcționalitățile pe care le aduce, este o soluție care e unanim văzută ca utilă. Dar are câteva probleme. Să antrenezi unul ajunge și la 60.000 de dolari și să ai grijă de un câine ghid e incredibil de greu. Din motivul ăsta, în toată lumea sunt doar 28.000 de câini ghid astăzi, la 40 de milioane de nevăzători. În România sunt aproape 92.000 de nevăzători și sunt doar 21 de câini ghid. Wow. Pe scurt, nu e o soluție scalabilă. Întorcându-mă foarte în trecut acum, în anii studenției, da, prima idee pentru lume am avut-o accidental. Așa am și început în direcția asta, în care am început să discutăm cu un amic despre ochelari pentru nevăzători. Și am început să căutăm, nu exista nimic, și am zis că, hey, maybe this is worth pursuing. Și atunci am găsit problema. Și când am găsit problema, am dat seama că, hei, cred că putem face ceva în direcția asta. Dar ce ne era foarte clar după puțin timp atunci este că unu, puteam face lucruri incredibile și atunci la nivel de laborator și în condiții controlate. Dar nu era ceva ce puteai să pui pe piață. Nu era un punct în care tehnologia permitea să creezi un astfel de sistem. Adică în 2014, când am avut primul patent pe Lumen, lumea arăta foarte diferit din punct de vedere tehnologic.
Și am continuat să studiem cu un rol foarte, cu foarte puține investiții, dar pe o perioadă lungă am continuat să studiem, să vedem când e momentul în care tehnologia va permite ca așa ceva să facă. Și am studiat și am studiat și am studiat și ne-am dat seama că momentul perfect era undeva în final de 2019. Atunci am văzut că tehnologia dă semne că ar putea să ajungă unde avem nevoie. În mai 2020 Lumen se fondează ca și companie. Acum o săptămână Lumen închide runda de 9 milioane și ceva de euro cu EIC și o să mai anunțăm ceva în curând. Cum spuneai și tu, tehnologia a evoluat rapid, dar a fost nevoie de multă răbdare în dezvoltarea acestui proiect. Practic să puneți într-un fel sau altul acolo, în dosarul de idei teoretice, până când vine momentul potrivit. Spune-mi un pic, pentru că eu am numit dispozitiv care ajută persoanele nevăzătoare. Știu că vorbim de impulsuri haptice, de semnale auditive. Sigur. Știu că la un moment dat am scris ceea ce ziceai și tu, ochelari pentru nevăzători, și a fost incorrect. Ce înseamnă? E un catch bun de cuvinte. Da, sigur. Da. Hai să mă întorc un pic la... E un catch bun de cuvinte pe care îl folosim. Tehnic, un ochelar, un headset, nu-l ții pe ochi. N-are legătură. Nu știu exact care e definiția corectă a cuvântului ochelar, deci un auz, poate că sunt, poate că nu. Dar n-au nicio legătură cu sistemul optic. Așa că hai să dau o analogie pentru ce fac ochelarii lumea, o parte din ceea ce fac. Dacă ai un câine ghid, poți să-i ceri câinelui să te ducă la ușă, să te ducă la scări, la un scaun gol, să te ducă acasă, dacă chiar știe foarte bine ruta. Și câinele ghid va face asta prin a te trage de mână. Asta face câinele ghid. Te trage de mână, te evită de obstacole, te asigură că ești în siguranță, învață anumite locații pe care le frecventezi. Asta face câinele ghid. Lumen, sistemul Lumen, încă-i găsim, încă-i căutăm un nume. Avem unul, că am făcut și trademark, dar nu ne place deloc, dar nu o să-l zicem. Ca să nu afle compania la care ne-a ajutat cu asta, că nu ne place. Ochelarii Lumen, să-i numim, fac același lucru, dar în loc să... Adică poți să-i spui același lucru, hei, spațiu Lumen, să nu fie vreunul pe ei să mă asculte. Take me to the door, take me to the stairs, take me to an empty chair, etc. Și va face același lucru, te va ghida așa, etc. Dar în loc să te tragă de mână, precum un câine ghid, te trage de cap. Practic simți cum ceva te ține de cap și te ghidează efectiv cum să merge. Incredibil de intuitiv. Durează minute să înțelegi acele semnale. Și e la fel de intuitiv ca te trage cineva de mână, dar mai sunt câteva alte lucruri pe care le face. Dacă se uităm la ce provocări au nevăzătorii, provocări majore și pe care le folosești des, vorbim de ACT, e o provocare ce e rezolvată, există app-uri care fac chestia asta foarte bine, există alte device-uri, Orcam, de exemplu, care face foarte bine asta. O facem și noi, pentru că e un feature necesar, nimic nou acolo. Dar după aia vin astea interesante, să nu te lovești de lucruri. Collision avoidance, cum îl numim. Venim din automotive, folosim numele acolo. Collision avoidance e ceva ce bastonul face foarte bine, cu niște minusuri, nu simți nimic de deasupra lui și câteodată nici de desubt, dar e mai rar. Câinele ghid o face iar foarte bine, o facem și noi. Ok, nimic nou aici. A înțelege mediul din jur, a înțelege un termen foarte complicat aici, pentru că, uite, să dau un exemplu, mă aflu într-un birou aici, vreau să aflu mai întâi dacă există vreo scaun, sau vreau să-mi dau seama, poate nu vreau să cer sistemului să mă ducă la ușă, vreau să aflu dacă am my cup of coffee here. Mm-hmm. Show me the cup of coffee și o să... Acum mă gândeam că nu știe cup of coffee. Anyway, o să știe. Și nu doar că zice prezența, dar se reprezintă spațial unde se află. Lucru care astăzi câinele ghid poate, dar să-i spui câinelui e cana mea de cafea aici, e o comunicare destul de complicată cu un câine ghid. În anumite... Știe de multe ori, te duce la ea, nu e neapărat, dar e o baie de comunicare acolo. Am găsit un mod mult mai intuitiv, l-am și patentat pentru a face chestia asta. E incredibil de intuitiv, pentru a te prinde nu doar de existența obiectelor, ci și de unde se află ele raportat la tine. Anumite app-uri fac asta, dar iarăși foarte neintuitive, foarte lente, adică nu pot să mă învârt 7 secunde cu telefonul prin cameră până îmi zice unde, just doesn't, it's too much. Și mai bine încep să pipăi camera, că în 7 secunde s-ar putea să o găsești. Lastly, să fii ghidat. Și aici devine foarte interesant, pentru că e o chestie care numai un alt om, visually capable individual, sau un câine ghid poate să facă astăzi, să ghideze un nevăzător în siguranță. Asta nu se poate în niciun pachet tehnologic în ziua de astăzi până la noi.
Și aici este marea, marea chestie. Dar mai există un nivel. Și câinele ghid, dacă este să ne gândim, are o limitare. Nu poate să meargă în locuri pe care nu le știe. De foarte multe ori avem impresia că câinele ghid conduce. Nu chiar. Este un parteneriat între om și câinele ghid și în multe situații chiar invers. Omul conduce, câinele ghid se ocupă de anumite task-uri. E un crew resource management, ca să folosim termeni din aviație. Și câinele ghid nu știe locații noi, dar omul poate să știe. Nevăstorii folosesc Google Maps sau alte aplicații foarte bine. Căști în urechi și ascultă instrucțiunile de la Google Maps, după care transmite câinele, ajunge la intersecție, acum luăm dreapta. Durează un pic. E pentru prima dată când asta se poate face într-o singură soluție. Nu s-a putut niciodată face. Se zice să ducă într-un loc în care n-a fost niciodată să ducă acolo. Asta se ghideze acolo. Asta este ceva complet nou. Astea sunt principalele lucruri pe care le face sistemul. În baza lor, tehnologie din condus autonom și nu vezi multe mașini autonome pe drum și mașinile autonome au tone. Noi avem sute de grame, deci n-a fost chiar ușor să luăm tehnologia și să o scalăm la ceva mic. Și e un challenge uriaș și ingineresc, absolut uriaș. Și nu doar, că partea de inginerie e o bună parte, dar partea socială, direcțiile pe care ne axăm. Noi avem o credință foarte puternică că o mobilitate mai bună și o accesibilizare mai bună rezultă în educație mai bună, rezultă în employment mai bună, în joburi mai bune, în locuri de muncă mai bune în română și o viață socială mai bună și pentru nevăzători. Și asta facem cu Lumen. Și pe astea trei direcții găsim aplicabilități și găsim use case-uri pe care le dorim. Am dat un exemplu recent în video pe care l-am făcut cu cel la Kaufland, în care am practic pentru prima dată ever, când un nevăzător a fost ghidat într-un magazin mare, un loc în care nevăzătorul nu s-ar duce de unul singur, a fost ghidat de un sistem. Și nu, un câine ghid se descurcă să nu te lovească de lucruri, dar nu o să se ducă la pâine, nu o să se ducă la aia, nu o să se ducă la aia, pentru că nu le știe. Deci e ceva absolut wow și, mă rog, mi-am dat seama că l-am filmat noaptea, că altfel cu contractele de cine apare în video, cine nu, dar era absolut incredibil și mă mai uit din când în când, nu la filmările care au fost publice, ci la filmările pe care le făceam noi cu 3 zile înainte cu telefonul și am gen, wow, what have we done? Și doar anumite direcții. Mai sunt multe altele. Ne uităm, de exemplu, pe categoria de employment, de locuri de muncă pentru nevăzători. Sunt foarte multe locuri de muncă ce cu un pic de accesibilizare devin disponibile pentru nevăzători. Și noi vrem să oferim acea accesibilizare prin sistem. Așa că noi și când punem pe piață, abia a început povestea. Continuăm prin over-the-air updates, să adăugăm noi feature-uri care ajută din ce în ce mai mult viața. Vrem să fie un hardware universal, la care muncim, derupem, ca să zicem așa, să-l micșorăm, să-l facem mai comod, mai ține bateria mai mult, toate aspectele astea. Și ani de zile în viitor o să ai update-uri cu mai multe feature-uri ce fac viața nevăzătorilor un pic mai bună. Cum menționai și tu, e peste tot în lume, poate, din păcate, chiar mai mult și a noi în țară, unde știm cât de greu e pentru ne putem imagina, de fapt, cât de greu este pentru nevăzători să ducă o viață cât mai normală, să, cum spuneai și tu, să aibă o viață socială, să iasă din casă, să muncească. Și ne dăm seama cât de dificil e acest lucru. Voiam să te întreb, pentru că explicai cum funcționează dispozitivul, să spunem, ca un fel de mașină autonomă care se pune pe cap, da. Dacă e să explicăm atât așa de simplu. Care ar fi limitările în momentul de față pentru acest dispozitiv? Menționai, de exemplu, de autonomie, pentru că ar fi un lucru destul de dificil să trăiască bateria în timp ce ești la plimbare. Care sunt limitările lui și, practic, cum vreți să... Când îl vedeți comercializabil? Cum la bateria nu e așa o mare problemă. Adică avem full day battery life. E doar o problemă de cât de multă greutate vrei să cari. Dacă vrei o lună să te ține, un om poate să care baterii pe o lună. Nu va fi o lună confortabilă, dar nu e neapărat acolo problema. Să mă la câteva probleme. Unu. Produsul trebuie să meargă în o grămadă de condiții. Merge în 90% din lucruri, fără probleme, dar să meargă în 100%. Și acolo apar câteva situații outlier care sunt foarte dificile
și pe care căutăm cele mai simple metode să le sortăm. Ne dăm seama prin teste care sunt acestea și schimbăm anumite aspecte, etc. După aia avem ideea că noi construim un produs global care trebuie să meargă la 45 de grade afară pentru câteva zeci de minute și după aia să meargă și la minus 20. Și cam și așa ne uităm, 40 minus 20 ca și range de operare. Dar sunt foarte multe challenge-uri acolo. Clima din Emirate, se aburesc clintile instantane. Cum rezolvăm asta? Și nici măcar urmă, cum o detectăm în primul rând, după aia, că până la urmă, ca și orice mașină cu un level de condus autonom, când nu mai știe ce să facă, îți dă o alertă și mașina ta. Să te bag direct în zid. Dar e important să detectăm. Asta e primul pas, să detectăm când nu, sistemul nu e reliable și să anunțăm userul. Și de acolo este treaba lui, este în regulă, nu e, nu, sunt foarte puține situații, sau aproape nicio situație în care conform folosinții corecte a lui te pune în pericol. Când lucrurile nu sunt ok, te anunță, rămâne la latitudinea ta să recupere situația. Din nou, provocări legate de zonele astea. Cum arată drumurile în India față de cum arată drumurile la noi? Cum arată o trecere de pieton la noi versus cum arată în Marea Britanie? E chiar printre cele mai mari comparații posibile, da. Că trecerile alea n-au niciun, de aproape niciun element vizibil. Sunt multe aspecte în direcțiile astea pe care, făcând un produs global, nu din prima global, într-adevăr, ne limităm la anumite regiuni, la început, dar făcând un produs care vrea să ajungă global, trebuie să ajungem la ele. Mergem cealaltă direcție, la hardware, de exemplu. Antropometria umană, știința de măsurători umane. Să faci ceva să stea pe toate capetele, sau hai să zicem cum ne-am pus în target 80% plus din capete, este la fel ca și cum ai face un pantof să meargă pe 80% plus din picioare. Nu se poate. Și e foarte mare challenge-ul. Avem și un challenge care nu e încă de bine rezolvat. Asta m-a uimit și pe mine când lucram pe asta. Vă dau un exemplu. Noi folosim foarte mult zona frunții. E o zonă foarte importantă pentru noi. Cel mai mare studiu din lume asupra antropometriei frunții l-am făcut noi. Nu e greu să fie cel mai mare studiu din lume când e primul. În atâția ani te gândeai că cineva studia fruntea omului. Nu, n-a făcut-o. Foarte puține statistici. Și obținem foarte multe date în direcția aia, cumpărăm scanner de capete 3D, scanăm noi 3D, avem sute și sute de capete. Și ce e foarte amuzant, fun fact din lume, la partea asta de capete, noi ne cam știm pe toți, noi suntem primii tester pe orice facem. Da. Și avem așa un tabel frumos cu dimensiunile capetelor noastre. Și știm cine are un cap foarte mic, știm cine are un cap foarte mare și tot timpul adăugăm cuvântul antropometric. Hei, tu ai un cap antropometric mic, ca să nu zice, să nu se înțeleagă altceva. Și e amuzant. Avem colegi între noi, nu ne-am dat seama niciodată, au printre cele mai mari capete din lume. Nu ți-ai dat seama uitându-te, nu ți-ai dat seama efectiv. E foarte bine că putem testa. Și mai sunt challenge-uri cu siguranță. Ca să vin la challenge-ul major, suntem în pandemie, dezvoltăm hardware și nici măcar aia nu mai e cea mai mare problemă, că testarea e cea mai mare problemă. Dar hai să zicem că am învățat să o rezolvăm, ne-a costat foarte mult, dar am învățat cum să facem teste în siguranță, nu ne-am îmbolnăvit niciunul cu de pe urma testărilor, ceea ce e absolut wow. Ce ne afectează însă e criza semiconductorilor, pentru că nu găsim piesele de care avem nevoie întotdeauna, ajungem să facem design-uri redundante, avem un design care la pe care îl vrem, după care mai avem încă trei, în caz de nu găsim aia. Și situația stocurilor de componente este horror. Adică astăzi pot să mă uit să văd 20.000 de piese din o chestie care am nevoie în stoc și mâine poate să dispară. Și financiar să fac, să cum pun o piesă în design, să și cumpăr, fără să știu dacă rămâne piesa respectivă, e oribil. Și costă foarte mult și durează și foarte mult timp și îi faci foarte frustrant în același timp. Și nu lucrăm cu firme foarte mari și la fel. E o perioadă dificilă din punctul ăsta de vedere. Luând astea în calcul și având în vedere că suntem în procesul de design for manufacturing, care ia un produs și îl face productibil, care e complet altă știință, să mă adrez un pic. Dar ne uităm Q3, Q4. O să începem mai devreme mass testing, adică trebuie să vrem să lansăm 100-200 de unități lumen in the wild, așteptăm in the wild testing-ul. Până acum testele spun noi cu supravegherea noastră. Urmează in the wild-ul, care e oarecum un clinical study, dar nu chiar, dar este, depinde cum interpretezi. Și ăla o să fie foarte interesant, pentru că deja avem multe lucruri pe care vrem să le aflăm. Uite, îți dau un exemplu de date care eu le consider foarte relevante, colegii mei nu, dar ne amuzăm și pe asta.
avem foarte mult senzor în sistem. Avem 6 camere în punctul ăsta. O să mai, cred că o să mai creștem cu o cameră. Vedem. Și toate limitările lor, dacă lumina prea puternică, lumina prea slabă, reflecții, etc. Mișcarea capului însă e o chestie foarte interesantă. Capul se mișcă în moduri puțin predictibile de multe ori. În mare parte din cazuri nu. Dar am văzut oameni care își mișcă foarte intens capul. Și asta afectează sistemul senzorial. Și astăzi nu știm exact, la un număr mare de oameni, cât de mult își mișcă omul capul pentru a ști și senzorii noștri la ce requirement trebuie să reziste. Adică le facem la industry best of the best ce se poate. Suntem convinși că e suficient, dar sunt multe parametrizări pe care le-am putea face în funcție de cum își mișcă un om capul. Dacă își mișcă foarte repede capul, sunt anumite lucruri, dacă își mișcă încet, sunt alte lucruri. Și de abia aștept să facem mass testing-ul ăsta cu 200 și de oameni pe o perioadă lungă, din câteva luni de zile, ca să vedem extremele alea. Am o teorie aici, nu o să intru, că vrem să-și patentăm asta, dar sunt multe, multe chestii interesante. Foarte deci, multe. Deci proiect uriaș, absolut uriaș. Practic, asta e faza esențială următoare, această testare. Și pentru că menționai, apropo de asta, în momentul în care e lansat, voi cum veți încadra lumea? E dispozitiv medical, e dispozitiv de ajutor, nu știu, depinde, poate fi considerat un baston? Tehnologia asistivă. Uh-huh. Tehnologia asistivă, de la țară la țară diferă, cum este încadrată tehnologia asistivă. Blestemul, dar și binecuvântarea, n-a fi primul în ceva, de genul, este că, la un exemplu, noi suntem o tehnologie asistivă, există niște standarde ISO pentru tehnologie asistivă și am intrat foarte drăguț în categoria asta și ne-am uitat la toate. Și le avem pe toate și pe câte crezi că putem să le respectăm. Aproape niciuna n-are legătură cu ce facem noi. Ceea ce e o problemă. O problemă pentru, e o oportunitate și o problemă în același timp. Problemă este pentru că noi nu știm care sunt requirement-urile clare. Nu știm requirement-urile clare. CE marking-ul obținem ca device un medical. Ce facem noi este un headset. Uh-huh. Nu curenta omul, nu-l omor, chestii de bază, de bun simț, să zicem așa. Peste, încadrarea lui ca device medical diferă la țară la țară. De exemplu, în România, tehnologiile asistive, ca să fie rambursate, trebuie să fie device-uri medicale. Dar foarte amuzant, la noi în țară, nu te poți încadra ca producător de tehnologie asistivă, nu de alta, pentru că n-a fost niciodată unul. Așa că noi o să fim furnizori de tehnologie asistivă, nu producător, pentru că nu există categoria de producător. Da, sunt multe chestii de genul. Depinde la țară la țară. Noi ceea ce facem este să-l construim cu highest safety standards possible. Venim din automotive, le luăm de acolo și se descurcă bine oamenii în automotive cu astea. Probabil undeva în 2026 vor apărea și standardele pentru ceea ce noi facem. 2026 mai mult până atunci. Da. Pentru că spuneam că există o problemă de oportunități pentru persoanele nevăzătoare. Din acest motiv, de multe ori, din numărul acela pe care menționai, dacă nu mă știu, 40 de milioane, multe persoane dintre acestea nu au destule posibilități. Tocmai pentru că au dificultăți în a se angaja, nu au aceeași deschidere din partea angajatorilor. Și spuneai și de faptul că a antrena un câine ghid costă enorm. Nu știam. Da. E un cost atât de mare. 10. Multe. Care e planul vostru de a face Lumen un dispozitiv care să fie accesibil și inclusiv pentru persoanele nevăzătoare? Mai ales pentru că vorbim de o tehnologie care nu există în momentul de față. Sunteți creatori. Aici, prin laboratorul meu, există. Avem o dorință noastră să ajutăm oameni. De asta am fondat compania, să ajutăm oameni. Eu n-am avut niciun interes financiar, n-am nici în ziua de azi niciun interes financiar în această companie decât să ajut oameni. Avem și o credință puternică că dacă ajutăm, inevitabil vom ajunge la bani. Dar așa rămâne prioritatea. Și, pe de altă parte, Lumen, deci un business trebuie să fie sustenabil ca un business. Și chiar un business case puternic. Noi nu dorim ca nevăzătorii să plătească pe ceea ce facem. În majoritatea, în toate țările dezvoltate din lume, există sisteme de rambursare, sisteme de subvenționare pentru astfel de tehnologii.
noi de acolo. Noi acolo, acolo, ăla este paying customer-ul nostru. Userul și paying customer-ul sunt diferiți. De la țară la țară diferă un pic sistemul însă. În România este un mod, în Austria, Elveția și Germania, că tot eram în discuții, e alt mod în care se ajunge și în care se aprobă device-urile și tot așa. Dar, per total, noi ne încadrăm cu un preț, noi zicem mic, 5.000 de euro, e mic pentru tehnologia dinăuntru, ne permite totuși o margine considerabilă și este un preț care este în regulă cu majoritatea sistemelor de subvenționare din lume. Unde nu este ok, mai avem un leeway să mai coborăm un pic prețul în funcție de cantitate. Nu vrem ca nevăstorii să plătească pentru asta, vrem ca sistemele de subvenționare și rambursare să plătească pentru asta. Nu zicem nu dacă vor să plătească, da, pentru că sunt țări în care se permit. Nu e o sumă uriașă, având în vedere durata de viață a sistemului, având în vedere beneficiile. Dar uite, îți dau un alt exemplu. Un nevăzător pe an în Statele Unite costă 27.000 de dolari prin pensii speciale, prin toate chestiile astea. Sunt 1.000.000 de nevăzători în Statele Unite. E o problemă mare. Da. Și există probleme și probleme care costă. Încălzirea globală e o problemă uriașă, dar pentru că încă nu ne costă prea mult, nu prea facem multe. Dar când vorbim de 27 de miliarde pe an în Statele Unite și nu-i chiar tot costul, chiar mai mare, e o problemă care ne costă. Și acolo există și oportunitatea. Ca asta pe scurt. Cum ajungem la piață? Asta e altă chestie interesantă, pentru că nu e un app care îl descarci de pe App Store, e mult mai complicat procesul. Și cum scalezi internațional așa ceva, iarăși este o chestie interesantă. Noi practic o să vindem printr-un partner network pe care îl creăm. Partner network-ul ăsta se ocupă de marketing către nevăzători, selling și training. Sunt două tipuri de organizații pe care le vânăm cel mai mult. Asociații pentru nevăzători, care sunt toată lumea, și assistive technology dealerships, so dealer de tehnologii asistive. Pentru că ei sunt cei care au acces la nevăzători. Marketing pentru nevăzători e complet altă poveste. N-are nicio legătură cu marketingul pe care tu și cu mine îl știm. Trainingul, iarăși, este o chestie foarte diferită pe care o facem aici local. Adică noi facem manualul de training și train the trainer și toate chestiile astea. Și selling necesită contacte directe cu sistemele de subvenționare din țara respectivă. Aproape nu e imposibil, dar foarte greu dintr-un punct central să le gestionezi. Și de asta partner network-ul nostru, unde ne uităm la 540 plus parteneri pe care îi atragem, se vor ocupa cu asta. Ei vor fi the boots on the ground în jurul lumii pentru subiectele astea. Și deja avem din Statele Unite, din America de Sud avem acum, Europa avem, Asia un interes mare, dar trebuie să ne mai creștem și noi un pic, că nu suntem prea puțin pentru toate astea. Și e absolut incredibil. Adică it's something global which started here. Și da. E super fain. Știm cât de... Să dezvolți produse software e complicat. Să dezvolți produse hardware, inclusiv cu o componentă atât de dezvoltată software... 10-100 de ori mai greu. Exact. Și costă... Aș mai adăuga câteva aici. Să faci un startup în research, mai mulțește cu 100. Și să faci un startup în România, mai mulțește cu 10. Acum mulțește-le pe toate și bun venit în lume. Da. Adică voi aveți practic, nu e un classic business pornit, e un research acolo, e multă testare, că bănuiesc că până la un dispozitiv de care să nu să fiți mulțumiți, să funcționeze măcar, asta cu prin foarte multe iterații. 10, sute cred că deja, cred că sute. Și uite, pentru că am ajuns la finanțare, ca să ne ducem și în vestea recentă, 9,3 milioane de euro, cam așa, de la European Innovation Council Accelerator, singura companie din România care a primit această finanțare. Hai să spunem un pic mai mult oamenilor despre această oportunitate de la UE, cum ați identificat-o voi și cum urmăriți practic acum să investiți această sumă. Este o parte din sumă. Suma e mai mare. În primul rând, suma vine cu un grad de cofinanțare pe care noi îl punem. Nu-i public încă, dar am mai închis o rundă de investiție și totalul e mult mai mult. Again, mult mai mult, dar o să mă opresc la atâta. Gândiți-vă că într-o singură săptămână
Duminică am închis runda de investiție. Azi este luni. Acum o săptămână și o zi am bătut palma pe runda de investiție. Miercuri am primit datele, veștile la EIC, că suntem prima, singura. Și când am văzut și suma, eram gen... Că nu înțeleg greșit. Am condus aplicarea, știam lucrurile astea. Dar procesul ăsta de a aplica l-am pornit prin februarie. Și mai uit omul, că sunt multe alte probleme de rezolvat între timp. Și na, intri, primești link-ul ăla, ești unul dintre cele 5 spotlighted startups. Nu, adică nu doar că suntem listat de 99, mai suntem și de la 5 în care se laudă EIC-ul cu ele. Și intri acolo și pa, intri pe site la și vezi suma și gen, what have I done? Adică încep să-ți pui întrebări, what have I done? Țin minte, eram pe un beanbag în birou cu laptopul în brațe și colegii lucrau și ei și eu tastam pe acolo mail-uri, că asta e treaba mea, senior office, senior Microsoft office. Manager. Și primesc mail-a și începea cu congratulations și când începe cu congratulations știi că ceva bun e acolo și am intrat pe site și am început de capul meu. Abia noaptea respectivă pe la 2, adică mi-era cu sprijinul, pe la 2 noaptea, m-am uitat și pe buget efectiv ce includea și era un vai de capul meu. Și vai de capul meu ziceam pentru că noi deja construiam o strategie foarte solidă 2022-2023 pe ce vom face cu banii pe care tocmai ridicasem și munceam de mult la ea. Și eram gen, ok, aruncă totul de la zero. Ai mai multe resurse, scurtează timpul, hai să schimbăm lumea. E complicat să explic sentimentele prin care ne-am trecut săptămâna asta. Dar ce-ți bucur este că colegii se odihnesc acum, că au muncit absolut incredibil de mult și rămâne pe mine pe perioada sărbătorilor să fac planul cel mai bun posibil pentru ce vom face cu fondurile. Povestea cu EIC-ul a început la partea reînșelă, la Civita. Cu Civita lucrez de mai mult timp în mai multe companii, avem o relație bună, am mai aplicat anumite lucruri care le-am câștigat, dar nu mai erau bani, să zicem așa, clasic fonduri europene românești. Am eu un termen de fonduri europene românești. Dacă vin din România, nu sunt chiar europene, dar sunt europene și alt procesul. Am avut o experiență plăcută și neplăcută în același timp, pentru că am câștigat și banii n-au intrat. N-au fost, scuze-mă. Și eram un pic împotrivă deja. Nu mai vreau să aud de cuvântul fonduri europene. Avem o relație bună cu EIT, European Institute of Technology, care de la ei am luat și suport, și fonduri, și mai multe lucruri. Deci, când era vorba de ceva la nivel european, aveam o vedere bună. Când era vorba de ceva de România, nu aveam o vedere bună. Colegii noștri de la Civita, deja la câte nopți am petrecut împreună, ne sunt colegi, ne-au contactat și ne-au zis, hei, uite, EIC, Horizon Europe, uite ce puteți obține. Și eram gen, ok, hai, ce se poate întâmpla? După am văzut prețul și am zis, wow, stai un pic, că nu e ieftină chestia asta, hai să ne gândim un pic. Și nu mai știu cum am luat decizia, nu sunt un om zgârcit, dar sunt un om zgârcit. Nu știu cum am luat decizia să facem asta și am început să o facem. Eram foarte, we were all very thin spread pe toate lucrurile pe care le făceam, foarte multe lucruri se întâmplau și nu, într-un fel mi-am preluat eu task-ul de a mă ocupa de ei simplu cu Civita. M-au ajutat și câțiva colegi, bineînțeles, și le mulțumim toți. Dar a fost lead-ul la mine și a fost foarte, foarte multă muncă împreună cu Civita să scriem proiectul și este pe trei faze, dacă, din câte mi-am amintesc trei faze. Unu, short application, care, nu știu cât a avut, 15-20 de pagini, probabil și un video. Video pe care îl țin minte că l-am filmat chiar aici în birou, interviu de un minut și un pic, un minut și jumătate. Aplicăm cu ăla, primim go să mergem la full proposal. Lumea bucuroasă, eu, ok, more work. Mergem și la acela, acolo la long application, acolo a fost de muncă. A fost, am muncit câteva luni bune. Și am scris și alea și după aia vine go, urmează interviu. Wow, things got serious. Pentru interviu am făcut așa niște pregătiri, am fost eu și profesor Dr. Gabi, cofondatorul Lumen. Și am stat, am vorbit, am zis, ok, hai să intrăm în interviu. Interviul la noi a fost funny. Foarte intens însă. Eu eram la Bruxelles când am fost la Bruxelles. Acum vreo 2-3 săptămâni am fost la Bruxelles cu niște treabă, tot cu investiții și cu altele. Și am avut din camera de hotel interviu, noroc că am mers internetul. Și a fost cam așa, 15 secunde întrebarea, 15 secunde răspunsul, 40, 35 de minute așa. La final m-am întins pe pat, n-am dat. Era mult prea intens. Și tot așa, dai seama după ce prezinți la 1000 de oameni, crezi că ai auzit toate întrebările. Am primit întrebări pe care m-au dat gata. Au și râs la unele. A fost foarte, însă a fost foarte cool. Chiar m-am simțit bine la final, obosit, dar bine. Și după aia, miercuri, am primit go.
Go, 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 sunt ai trei evaluatori, toți de go, înseamnă că luau banii. Și da, acum due diligence. Pentru că știu că văzusem că fondurile acestea de EIC sunt de două feluri, grant sau investiție. Patru. Ce tip? Patru. Ce tip de investiție practic ați luat voi? Blended. Adică avem un grant și avem și o investiție. Nu știu dacă am libertatea să indic încă termenii. Vă zic că totalul este cât scrie acolo. Da. Dar la acel total se mai adaugă ce mai trebuie să punem noi. Și acolo mai sunt câteva milioane pe care le avem. Le primim în curând, adică am rezolvat curând. Și sunt niște sume incredibile. Dacă le adăugăm pe toate și le punem la cap la cap și cum e procesul acolo, sunt niște sume foarte mari. Am aplicat pe Blended. Blended înseamnă că îți dă un grant. Din ceea ce e public, pot să zic că grantul e până în 2,5 milioane de euro și investiția este până la 15, până la, sper să nu greșesc, 15 milioane de euro este investiția pe care EIC și-o asumă, cu condiția să mai încă un investitor care să bage acea sumă. Deci, practic, în Blended, în partea de equity, ei îți dublează orice investiție aduci. Ei nu sunt chiar lead-ul, ei nu dau evaluarea companiei, trebuie să vii cu un lead care îți aduce evaluarea și banii și ei dublează banii. Dar vă zic că este foarte ușor să vii cu un investitor când Uniunea Europeană pune încă pe atât. Vă zic nu de altă, dar cum s-au anunțat public joi, 25 de minute mai târziu m-a sunat primul fond de investiții să zică că ei iau lead. Și m-a amuzat foarte mult. Ok, na, vorbim. Voiam să te întreb de lucrul ăsta, pentru că, din nou, cel puțin în România auzim destul de greu de startup-uri cu o componentă hardware care să obțină investiție. Investitorii se feresc, ori nu au experiență, ori, iată, cum sunteți și voi, e deja, au trecut deja câțiva ani de dezvoltare, mai urmează câțiva ani de dezvoltare. Au trecut unul jumate ca și companie și mai trece unul. Ne mișcăm foarte repede în criză și în pandemie. Da. Cum v-ați finanțat până acum, menționai un pic, și cum priviți pe viitor? Menționai de această investiție care urmează, e ok, așteptăm vești când apar. O să anunțăm. Dar cum ați reușit până acum să vă finanțați? Angels. Angel investors, în principal. Uite, am avut un call cu un startup azi luni, sâmbătă. Un startup din România, tot hardware la început de drum, la fel de vechi ca noi, din câte îmi dau seama, adică până la urmă lumea a fost început de 7 oameni în mai 2020, suntem 40 de oameni eram 40 de oameni și în ianuarie, sincer să fiu, adică nu prea mai crescut anul ăsta, dar acum urmează în ianuarie ăsta să puf. Și discutam un pic despre ce strategie au ei, ne dăm un sfat, ne dau și un sfat, etc. Ei ne-au cerut colo ca să ne întrebe câteva chestii și ajutăm, ne place să ajutăm oameni în măsura în care reușim. Și realizam că erau niște tineri foarte ambițioși și asta apreciez foarte mult, dar care nu aveau neapărat o experiență de business, nu au mai făcut alte lucruri în trecut, nu aveau, nu vreau să zic pedigree, că întrebăm poate nu potrivit, dar hai să zicem, nu aveau pedigree-ul din spate. Motivul pentru care Lumen poate să existe să crească acum este și datorită faptului că noi ca fondatori și primii oameni care am venit și oamenii pe care îi atragem sunt oameni care nu suntem la prima noastră horă. În ultimii ani am strâns enorm de multe relații, am cunoscut enorm de mulți oameni care au ajuns să ne ajute. Și deși nu știu cât de bine primit o să fie ce urmează să zic, eu zic că cineva după facultate n-ar trebui să facă un startup. Zic că ar trebui să meargă să lucreze într-o companie mare, să lucreze într-o companie mică, să învețe cum funcționează, să înțeleagă procese, să înțeleagă cum funcționează o companie mare, să înțeleagă cum funcționează o companie mică, să învețe, să ia un pic de experiență și după, cu experiența, să fondeze companii. Sunt prea puține exemple, din păcate au ajuns foarte mari, dar sunt prea puține exemple de companii mari începute de, da, vorbim de Facebook, că sunt în afară de Facebook și Apple. Și nu, nici măcar că Apple nu chiar, nu prea poți să-mi zici companii multe care au ajuns uriașe de la copii din facultate. Nu. Cele mai mari au oameni care la 40 de ani s-au apucat de ele. Pentru că îți trebuie ania să strângi experiență, trebuie să știi cum să lucrezi cu oameni, trebuie să știi cum să crești o companie, trebuie să înțelegi business, trebuie să înțelegi foarte multe lucruri. Și asta e recomandarea pe care o dau în general, 2-3 ani, încearcă. Lucrează într-o companie mare, lucrează într-o companie mică, învață din fiecare.
Lumen va deveni o corporație. Toată lumea o să uită la mine, cum adică noi corporație? Da, o corporație e un lucru bun. Mm-hmm. Sunt câteva lucruri urâte, sau nu urâte, sunt câteva lucruri care poate s-ar putea face un pic mai bine într-o corporație și genul corporații și corporații, dar ăsta e scopul unui startup, să ajungă o corporație. Bine, scopul meu e să ajung oameni. Printr-o corporație. Care a început într-un birou pe cetății în Cluj. Cetățuie, pe dealul cetățuie din Cluj. Într-adevăr, e de multe ori, se prezintă drumul acesta de startup reprezentat ca, iată, niște tineri care au învățat la facultate sau s-au apucat de business, dar adevărul e că dacă vedem la final, dincolo de doar idei, startup-uri finanțate sau care ajung mai mari, vorbim de oameni cu experiență, deja în spate. Eu sunt foarte tânăr în jocul ăsta, încă un copil în jocul ăsta. Și mai am foarte multe de învățat, foarte multe. Și am un noroc incredibil că ne permitem să mai dau și în bară. Că o dau într-una în bară, greșesc într-una. Și așa și învăț, până la urmă. Și am făcut atât de multe greșeli în ultimii 2 ani și nu pot să imaginez. Și o să mai fac foarte multe greșeli în următorii 2. Dar, luckily, avem ocazia să le facem. Și cu toții în compania asta avem ocazia să facem greșeli și învățăm enorm pe multe lucruri. Pentru că și în general suntem destul de tineri, media de vârstă era un pic mai mare, dar acum mi-am dat seama că a scăzut un pic în companie și încă nu mi-e clar unde trebuie să o ținem, ca să fie în 30. Adică avem oameni de la 50 până la 20 și cred că cea mai tânără persoană 25 de ani în companie. Uh-huh. Și chiar mă gândesc astăzi un punct interesant, unde a trebuit să ne uităm, pentru că este un compromis între creativitate și expertiză. Eu nu sunt mare fan a expertizei, că expertiza vine cu o lipsă de creativitate de cele mai multe ori, dar ne trebuie amândouă și un balans foarte interesant. Da. Creștem la 70 către 100 de oameni în curând și pentru o companie pre-revenue, România, să ai atâția oameni, e cred că unheard of. Da. Ceea ce vine cu multe challenge-uri. Da. Spune-mi, continuă de că ziceai de challenge-uri. Sunt foarte multe challenge-uri care urmează, pentru că, ok, mai vedem runde de investiții mari. Dacă e să adaug tot ce am ridicat anul ăsta, cred că avem cea mai rundă de tip seed din România, cu siguranță. Vreau să mă uit și din Europa, că sunt curios. Nu cred că avem de cea mai în Europa, dar știu că FlowX a anunțat că a doua cea mai mare rundă seed din Europa a fost a lor, acum câteva luni, cu 8 milioane și ceva de dolari. We pass that, deci, who knows? Dar nu de asta o facem până la urmă, o facem ca să ajutăm oameni și banii sunt e un fuel foarte bun care ne ajută să facem lucruri și mai bine. Și chiar foarte exciting. Dar să revenim, suntem un startup pre-revenue care a tras mai mulți bani decât probabil orice startup pre-revenue din România vreodată. Sunt niște challenge-uri majore în spate. Nimeni nu cred că are o expertiză prea bună cu ceea ce facem noi. Și ce am început de direcțiile? Avem norocul să avem parteneri incredibili. Uite, Ascendis a și investit în Lumen. Și e compania numărul 1 în centrul și estul Europei pentru consultanță în cultură organizațională. Și o să ne ajute în procesul ăsta de a crea o companie. Că deja nu mai vorbim de niște oameni la un birou. Acum vorbim de foarte mulți oameni. Vorbim de o cultură a companiei. Vorbim de multe lucruri. Luckily, am fondat compania asta cu procese de la zero. Adică chiar dacă eram 7 oameni, tot ca o corporație, mă rog, nu mai vreau să spun termenul ăsta, că se trece greșit. Noi, ca organizație bine organizată, am operat și asta doar se amplifică. Acum mă uitam un pic, trebuie să creștem la vreo 40 de procese în lume. Pentru că n-ai cum altfel. Și de foarte multe ori, cuvântul ăsta de care fug oamenii în corporații, procese sau proceduri, sunt exact ceea ce te ajută. Da. O să fie foarte interesant. Latul îi vin dintr-o corporație. Deci ai experiența aceasta anterioară. Pentru că menționai de echipă, de cum va crește, vreau doar să menționăm și aici pe video sau pe audio, depinde unde ne urmăresc oamenii. Ai fondat Lumen împreună cu Mihai Vașcu și Gabriel Kindri. Și am dreptate? Corect. Spune-mi cum ați ajuns, practic, împreună în această echipă de fondatori? Cred că sunt mai mulți oameni care trebuie să fie acolo și
Și răspund mi-aș la întrebare. Chiar acum mă gândeam, pentru că vom crește și încă nu-mi dau seama dacă e o idee bună sau nu, dar uite, o spun și poate într-un coment o să-mi primești și răspunsul. Mă gândeam să începem acum o serie de tricouri cu Lumen Founding Member, pentru că o să vină foarte mulți oameni noi și dar nu-mi dau seama dacă această silozare, dacă există termenul ăsta în română, e bună sau nu, dar am trecut prin foarte multe împreună. Cel puțin cei care ne vedem zi de zi am trecut prin foarte multe împreună. Nu e ușor să facem asta. E incredibil de greu, mai ales în ceea ce facem noi. Și pentru cei noi să știe că când vor să afle de istoria noastră și vor să afle cum am ajuns aici, poate să întrebe pe cei care au acel lumen, o să arate așa și o să mă scrie pe founder de sub, nu știu exact. Cum am ajuns? Eu pe Gabi îl cunosc de vreo 6 ani și pe vremea când, să zicem, conduceam inovația într-o anumită companie, căutam parteneri de cercetare la nivel internațional și am găsit mai mulți în mai multe țări și inclusiv în Cluj. Și am făcut chestii foarte incredibile împreună cu el și cu echipa lui. Și de asta am zis, hei, într-o zi l-am întrebat, tu ce vrei să faci în viitor? Și a avut un răspuns foarte amuzant și am zis, hai să facem împreună. Nu știa că e vorba despre lume, dar așa ne-am amuzat noi. Și pe Mihai l-am cunoscut în 2018 sau 2019, nu mai țin minte. Eram speaker la un eveniment al lui. Da. Așa l-am cunoscut. Și cum că ne-am cunoscut doar vreo 5 minute, după care, nu mai știu cum, ne-am văzut și am început să povestim și a devenit foarte interesat și după care, într-un final, prin decembrie 2019, am zis, hei, uite, tehnologia prinde din urmă, ne gândim la asta și wanna jump in, sure. Și după a urmat să fundăm compania în mai. Ajungem spre finalul discuției noastre și menționai de acest parcurs, de la fondarea companiei, investiții, dezvoltare de tehnologie, dar drumul acesta e greu. Și voiam să Șarpenele mele dovedesc. Voiam să te întreb când apare dubie în dezvoltarea unui asemenea produs care n-ai un model neapărat pe piață pe care să poți să-l urmezi. De multe ori trebuie să faci lucrurile prima dată. Nu recomand. Dacă vrei să-ți faci un startup, dacă vrei să-ți faci un startup, nu-ți fă. Nu trebuie. Să-ți faci un startup nu este un motiv. Da. Nu. Motivul pentru care ajungi să ai un startup este pentru că ai găsit o problemă, ai înțeles-o și crezi că poți să vii cu o soluție. Un startup e doar mecanismul. Atât. Dacă lumea putea să fie un ONG, Doamne, ONG, n-aveam nevoie să fie un startup. Dar nu putea, pur și simplu. Dubii, fiecare zi. Aseară, la 1 noaptea, stăteam acasă, pe birou și mă tot gândeam, după ce am închis rundele astea uriașe, da. Și mă uitam la greșelile pe care le-am făcut, la situațiile care se mai întâmplă și acum și aveam dubii despre mine și despre noi. Și nu e o chestie, în fiecare zi ajuns să ai. Pentru că nu e ceva ce nu este o carte care îți explică cum să faci chestiile astea. Nu există. Trebuie tu să te înzestrezi cu cât de multe cunoștințe din cât mai multe domenii și să crezi la final de zi că ai făcut deciziile corecte. Și nu întotdeauna le faci. Și le realizezi după o lună. Și când te gândești că ai lucrat într-o direcție greșită, într-un startup, nu vreau să nu doresc nimănui să uite cum banii scad și cum deciziile sunt proaste, nu doresc nimănui. E foarte greu. Foarte, foarte greu. Cred că e singurul cuvânt la care pot rezuma. Este greu, dar este incredibil de exciting. Să vezi lucrurile pe care le-am văzut noi, să construiești lucrurile pe care le-am construit, să crezi lucruri pe care nimeni nu le-a făcut niciodată, să fii world leader în ceva, care la un punct va ajuta foarte mulți oameni, e un sentiment incredibil. Și avem așa o ambiție aproape prostească câteodată. Suntem foarte, eu cel puțin, și nu numai eu, mai mulți colegi, sunt foarte încăpățânați. Efectiv, nu știm să ne dăm bătuți. Pentru că puteam să ne dăm bătuți anul ăsta de nu știu câte ori. Povesteam într-un alt interviu acum ceva timp când am câștigat Red Dot Luminary Award. Da. Echivalentul primului Nobel în design industrial. Istoric pentru România. România n-are nicio treabă cu designul industrial. Impactul pe care l-a adus acel premiu pentru România a fost uriaș și este în continuare. Adică avem universități de artă și design în România. O știu pe cea din București, cea din Cluj.
Dar cei care ajung la cartera de design industrial nu prea au multe posibilități. Nu se știe că poți ajunge să faci ceva, că nu se întâmplă. Designerii nu sunt aici, sunt în alte țări. În cea mai bună cază ajungi să faci design interior. Și după ce am luat premiul ăsta, a fost un mesaj foarte trimis foarte puternic către și universități și liceele de artă și tot așa, că ceea ce e o plăcere pentru tineri și nu numai tineri, lucruri pe care le place, dar din care știu că nu o să pot să facă multe lucruri în viață, acum pot. Și un mesaj care am văzut deja numeric cum a impactat oamenii. Am practic schimbat o paradigmă și cu asta. În România, design industrial contează, pentru că brusc suntem de cei mai buni din lumea asta. Dar ca să mă întorc la partea cu greu și cu asta, am aflat într-o joi, ne-am văzut vineri seară să bem un pic mai mult. Sâmbătă dimineața am la birou și lucram. Nici nu mai țineam minte. Era... Și nu țineam din cauza alcool, nu țineam minte pentru că nu mai ne permiteam să ne amintim. Aveam treabă de făcut. Da. Și facem chestii incredibile, dar pentru că le facem zi de zi, uităm cât de incredibile sunt. Eu am un noroc uriaș că sunt cel care povestește despre ele. Și povestind cu alți oameni, îmi dau seama cât de incredibile sunt. Povestesc cu cineva, hei, uite, tocmai am făcut asta și am făcut asta. Stai, cum? Ai făcut aia? Cum adică? A, păi am făcut asta. Tu realizezi ce ai făcut eu? Da, am făcut. Nu, tu realizezi ce ai făcut. Și absolut incredibil. Zi de zi, noi nu mai realizăm. Și e trist un pic, pentru că nu realizăm decât de incredibile lucrurile pe care le facem. Vedem doar problemele. Și greu să rămâi motivat. Dar na, n-am renunțat încă. Și acum vine Crăciunul și cred că am avut un cadou foarte frumos de Crăciun. Noi sper să nu renunțați și să ne auzim când să ne auzim când lumen deja va fi mult mai mare decât este astăzi și sper să ajutați cât mai mulți oameni care au nevoie de ceea ce faceți. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Îți urez mult succes în continuare. Sărbători fericite pentru că se apropie. Și pentru cei care ne-au urmărit, vă invit să intrați pe dotlumen.com ca să vedeți un pic din ceea ce face echipa Lumen, Cornel și echipa lui aici în România. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit pe startup.ro, indiferent unde v-ați uitat, pe site, pe YouTube sau dacă ați ascultat podcastul. O zi bună!